Un nou joc piramidal care a golit buzunarele românilor este anchetat de FBI. Procurorii federali americani o acuză pe creatoarea sistemului internațional de tranzacționare și plăți bazat pe moneda virtuală OneCoin, activ și în România, de fraudă în sistem piramidal. Aceasta ar fi prejudiciat cu miliarde de dolari investitori din toată lumea care ar fi cumpărat OneCoin. Daniel Apostol, director editorial Jurnalul, vine cu mai multe informații. Daniel, bună dimineața! Despre ce e vorba mai exact? Am citit și eu această informație. Este un articol amplu publicat de colegii din presa economică de la Profit.ro despre ancheta FBI care dă ecouri senzaționale în România, pentru că este o acuzație directă asupra monedei virtuale OneCoin și a celor care au lansat-o în piață ca fiind un joc piramidal, un sistem piramidal. Iată că în România moda Caritas trăiește și în mileniu 3, în variantă digitală, și trăiește foarte bine pe seama prostii, a lipsei de educație economică financiară și a naivității multora dintre noi. Din ce înțeleg, ancheta celor de la FBI are legătură cu faptul că toată afacerea este croită în jurul unui singur server, o singură entitate, care are la dispoziția ei investițiile celor care își plasează banii în acest fenomen numit OneCoin, fără însă să existe o referință pentru fiecare în parte. Banii virtuale celor care investesc sunt controlați astfel de o singură sursă. Deși s-a invocat de-a lungul timpului transparența asupra acestui business, iată că una dintre cele mai populare poliții ale lumii, Biroul Federal din Statele Unite, anchetează ilegalitatea acestei afaceri. O afacere care în România, am citit, a produs chiar o vâlvă în momentul în care a adus pe tapet cea mai mare investiție imobiliară făcută cu acest OneCoin. Undeva înțeleg că s-a plătit un teren cu o valoare mare prin intermediul acestei criptomonede, tranzacția însă nefiind finalizată. 2 milioane de euro la un teren la Păicoi, însă o tranzacție care asupra căreia nu se cunosc detalii cu privire la transparentizarea ei. Mulțumesc foarte mult, Daniel Apostol. Foarte interesant această poveste. Rămâne de văzut la ce concluzie va ajunge FBI. OneCoin, așadar joc piramidal care ar fi provocat daune de miliarde de dolari în conturile celor care, evident, au recurs la această monedă.